Comitetul European pentru Libertăți Civile a aprobat o propunere legislativă prin care refugiații pot aplica direct din țara de origine pentru a obține o viză umanitară în Europa. Această inițiativă va fi supusă la vot în noiembrie în Parlamentul European. Dacă va fi acceptată, măsura ar putea reduce numărul de migranți care mor în drum spre Europa și ar combate traficul de ființe umane. Corespondentul nostru Cristian Unteanu explică. În perspectivă imediată, un haos complet, pentru că nu știu dacă știți, în țările africane, spre exemplu, majoritatea statelor membre au în consulate doar câțiva, foarte puțini funcționari. România, spre exemplu, stat membru al Uniunii Europene, are în Senegal o ambasadă și un consulat care acoperă 8 țări africane. O asemenea idee va produce un cutremur instantaneu și niște reacții foarte dure din partea statelor din centrul și estul Europei, deja pornite să refuze absolut orice idee de apropiere de o soluție care să le aducă lor în țară migranți legali sau ilegali, în orice caz nu mai vor nimic. Să vedem. În primul rând, să vedem ce va dori să spună și România, pentru că, sigur, românilor nu li se vorbește despre asemenea probleme, fiind considerate neinteresante, dar votul României va conta în această luare de decizie. Și mai departe, să vedem dacă, la nivelul Comisiei Europene, va exista și o formulare legislativă care să aducă la un numitor comun măcar expresia a ceea ce ar trebui să fie reguli minimale pentru securitate, pentru control și pentru acordarea acestor vize.